Știți ce declanșează de fapt pubertatea? Păi răspunsul scurt ar fi hormoni. Hormonii au o reputație cam proastă. Se spune că hormonii sunt vinovați pentru ceea ce li se întâmplă adolescenților. Sau hormonii adolescenților o iau razna. Auzim expresii de genul explozie hormonală. Sau furtună hormonală. Sau hormonii încep să colcăie. Hormonii nu colcăie, ci hormonii nu sunt niște viermi mici și răutăcioși care dau totul peste cap la tine în sistem, precum virusii în calculator. Nici virusii din calculator nu sunt niște virusi adevărați. Sunt niște programe. Ok, dar ce sunt hormonii? Păi schimbările din timpul pubertății trebuie declanșate și întreținute într-un fel. Asta o fac mesagerii chimici numiți hormoni. Hormonii sunt produși de glandele endocrine. Hipotalamusul și glanda pituitară sunt exemple de glande endocrine. Trebuie să ne imaginăm hormonii ca pe un joc de domino. Producerea unui hormon declanșează producerea unui alt hormon și așa mai departe. Atunci când ne naștem, avem deja în corp mai mulți hormoni. În timpul pubertății își fac loc și hormonii sexuali. Să vedem în ce fel. Hipotalamusul, o glandă endocrină care este partea creierului, veghează asupra organismului nostru. Când informațiile pe care le primește înapoi arată că suntem pregătiți, hipotalamusul începe să producă un hormon care se numește gonadodroptin. Cuvântul gonade este un sinonim pentru glande genitale, adică pentru ovare și testicule. Odată ce există suficientă gonadodroptină în corpul nostru, celulele glandei pituitare, o altă glandă endocrină, tot partea creierului, răspund producând alți doi hormoni. Hormonul foliculostimulant și hormonul luteinizant. Există deci multă activitate la nivelul creierului, dar noi nu ne dăm seama de toate astea. Apoi vine pasul următor. Creierul nostru, mai precis prin hormonii foliculostimulant și luteinizant, trimite semnale ovarelor la fete și respectiv testiculelor la băieți, pentru ca acestea să producă hormonii sexuali. Deci reținem, ovarele și testiculele produc hormonii sexuali. E foarte important de reținut și că există hormoni sexuali diferiți la fete și la băieți. Cei doi hormoni sexuali principali la fete sunt estrogenul și progesteronul. Estrogenul este responsabil de mai multe lucruri, de exemplu de creșterea sânilor. Iar progesteronul influențează direct ciclul menstrual. Hormonul sexual principal la băieți este testosteronul. La fel ca estrogenul la fete, testosteronul are mai multe responsabilități. De exemplu, dezvoltarea musculaturii la băieți. Producerea de estrogen, progesteron și testosteron influențează declanșarea schimbărilor fizice la fete și la băieți. Împreună, aceste schimbări poartă numele de pubertate. Aceste schimbări hormonale au loc în medie cu 2 ani înainte ca noi să observăm vreo schimbare fizică. Asta înseamnă că noi ne schimbăm pe interior, înainte ca al nostru corp să se schimbe la exterior. Deci hormonii sunt drăguți și de treabă, fiindcă ne ajută să creștem. Dacă mai ai întrebări legate de hormon, sau dacă ai în general întrebări pe teme medicale, poți afla răspunsul scriind la întreabă@sexulversusbarza.ro. Îți vor răspunde medicii Fundației Mary Stopes International România.